care pretutindeni și pe toate le primești. Misterul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sărășluiește pe noi și învățește pe noi de toată înțelepciunea și mântuiește Duhul de sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi! De la Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purgărea și îndrepti veșilor. Amin. Prea Sfântă Trime, miluiește-ne pe noi! Doamne, părăsește-te, Tatăl nostru, să fără iartă, fără de legioasă, Sfinte, cerpetează și vine pe neputințele noastre pentru așa numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purgărea și îndrepti veșilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească să nu ne dău, vie împărăția ta, poate pe voia ta, pe cum cer, așa cum se numește. Pâinea noastră, ca de toate zilele noastre, și iată nouă de cer, doar pe cum cum e să îngreșită o noastră. Din mergele noi scrisă și încolete-te, Dău, care este împărăția și puterea și mărinia a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm Sfântului Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm Sfântului nostru Hristos, Împăratul nostru. Doamne, auzi rugăciunea noastră, ascultă cererea noastră în credincioșia Ta, auzi-ne pentru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu rogii Tăi, că nimeni din cei vin drept înaintea Ta, să nu lași, Doamne, ca vrăjmașul diavol și oamenii răi să prigonească sufletele noastre și nici ca viața noastră să o calce în picioare. Ajută-ne-am aminte de zilele cele de demult, cu dreptate am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale ne-am gândit. Ființa către Tine, mâinile noastre, sufletele noastre ca un pământ înțetoșat. De grav, auzi-ne, Doamne, ca slăvit Duhul nostru, nu Ți-e face fața Ta de la noi, ca să nu ne asemănăm celor ce nu au nădejde. Îți auzim dimineața, mila Ta, că la Tine este nădejdea. Arată-ne calea pe care să mergem, că la Tine am ridicat sufletele noastre. Scapă-ne de vrăjmașii noștri, că la Tine ne vin, Doamne. Învață-ne să facem voia Ta, că Tu ești Dumnezeul nostru. Duhul Tău cel bun să ne povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-ne viață bună. Pentru dreptatea Ta, scoate binecat sufletele noastre. O bunătate și dreapă de vrăjmașii noștri. Și pe toți cei ce ne prășesc sufletele noastre, că noi suntem credincioșii Tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeu. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeu. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeu, slavă Ție. Dumnezeu este de Domnul și slavă Ta nouă. Bine este să-ți vine într numele Domnului, Crăcându-i Dumnezeu purtătorule de lupte și binevoință luminându-ți haina, te-ai îmbrăcat cu harul Sfânt lui Duh. Părinte și curând înaintea trântele mântenicii ei, și ca un bărugăr curat ce-a vinit în corpul de Sfinților, în care ei cântă cântarea Tăinii Sfântă. Pentru aceasta, Sfinte, Femne, Minun, Părtătorule, Munte, Tatăl, Dama, Domnului, Pările, Tatălui, Ficiului, Sfântului, să vedească toare de Dumnezeu, acum poate viețare de nepărtătorii și tăriștii, și să dădem cu pocăință sfirenia Dumnezeu sufletului, să plorând ajută-ne milostivindu-te, Dumnezeu.
lumea și în vecii vecilor. Amin. Niciodată nu vom trece de Dumnezeu născătoare, aveți și noi nevei și putere tale, că de noi ai pisat înainte rugându-te pentru noi, cine mi-a fi pe noi din atâtea nevoi, ca ce ne-a fi pătit până acum slovoi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că și te-a rămit în urmă, îndoveni toate nevoile. Miluiește-mă, Dumnezeu, o mare mea ta, și mă mulțumesc că aveștesc de părădelegea mea. Mai mult nu spală de părădelegea mea, și o casă nu mă căzduiște. Că părădelegea mea, tu nu-ți păcată de înaintea mea este bunule. Ție unui an greșit și înaintea ta am făcut, ca să fii îndreptățit într-o cuvinte tale, să miluiești în vești de casă. Că iată, tu părădelegi m-am zănicit și într-o păcate m-am născut, Maica mea. Că iată, adevăr, ai zis, cea în toate ce ascunse am înțelepciunitatea mea dat mie. Stropim-o lui Hristos și mă voi plăsi spălamul vechi mai mult de zăpadă, mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucurați-se vă luați de cele și merite. Când toate fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele și tergele. Inima curat, lidește pentru mine Dumnezeu și Duh vechi, numărești și pentru cei din urmă mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău ce sunt numai de la mine. Dă mie bucuria mântuită și Duh Săpunitor mă întărește. Învățau-i pe cei fără de lege cele tale și cei întâlnitori la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeu, Dumnezeu, nu fii mele, bucurească-te-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea mă vesti laudă ta. Că de figuri jertfă ți-aș fi dat. Arde tot numele pe binevoi. Jertfa Dumnezeu, Duhul meu, inima întruptă și ținărită Dumnezeu nou, vă ucistim. Fă-mi, Doamne, într-o bunăvărea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa preții, prin nostru și a de tot. Atunci vă spune că altarul tău jertfe. Apa trecând în cape, uscașilor ca se vite, eu să pun cătea în striga. Izbăvitorul și Dumnezeu nostru să-i cântăm. Sfintele roagă-te pentru noi. De multele cauze din cuplici și de tot amare și pialicești, cu credință venind la sfânta acoperământul moaștelor tale, vindecă-ne sfânte prin mijlocirea ta. Datu-ți zahar de la Dumnezeu să vindeci tulburările feluitelor voi, pe cei ce zac în boală prea vindică-i, ca să te slăvească sfinte Efrem izbăvitorule. În adâncul păcatelor căzând, cu lacrime ne rugăm noi robitări, de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți izbăvește-ne, dându-le vindecare, nouă celor ce scăpăm la tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Stăpână Fecioară, Maică Dumnezeu, nu înceta pe rugate cu mine păcătosul Tu prea nevinovat, ceea ce-i slăvită Maica Cea ca să mă miluiască, să mă mântuiască de bolile cele de multă vreme. Doamne, Cel Început, Cel ca probului ceresc și ai zis din biserica, pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu îți toate dorinilor și credincioșă întărire uimitoare de oameni. Sfintele Fem, roagă-te pentru noi. Lipsiți prin de toate, cu durere de rugăție, întâmpină Sfinte Fem pe cei ce se roagă ție și întinde mâna ta cea sfântă. Pe cei ce zac în pat, ridică și sănătate le dăruiește. Acum ne apasă greutatea păcatelor și ne împrăștiem cu totul în arbul necazurilor. Întâmpină-ne cu rugăciunea ta cea caldă și pe vrăjmașul acum nimicește și cu totul pierde cuvioasă părinte al nostru preasfințite Efrem și liniște inimilor noastre, dăruiește-ne.
Izvor nesecat de vindecări ești sfințite, Efrem, cel întocmai ca îngeri. De aceea îți cântăm luptele și dumnezeieștile chinuri pe care le-ai răbdat pentru mirele Hristos, pe care neîncetat roagă luvioase să miluiască sufletele noastre. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În grele neputințe acum am căzut preasfântă pe cioare, Tu mi-ajută, căci nădejdea mea ține mi-am pus-o eu smeritul, nu mă trece cu vederea, bună stăpână. Mântuiește-mă curată pentru Fiul Tău ca să mă izbăvezi o sfânta. Izbăvește-le prin mei încărăbitări de Dumnezeu întrăpoare, că tot după Dumnezeu la tine are care la o cotitoare și ține să fac. Caută cu milostivire pe Dumnezeu născătoare care l-a dat spre necazul meu și-a cumplit al trupului și vindecă durerea sufletului meu. Izvor nesecat de vindecări sfințite, frânge, întocmai ca îngerii. De aceea cântăm lupte și Dumnezeu și echină pe care ne-ai lăsat pentru mirele Hristos, pe care merge dar roagă cu viață să miluiască sfetele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și păruia și în vecii vecilor. Amin. Rugătoare fierbinte și zi nebiluit, izvor de mină și nu-i scăpa. Cu din adicul strigăm stăpână să te Dumnezeu vină de grab și din cimești din dovește pe noi și acei grabi păstoare. Am auzit, Doamne, că ai înnuierit anunțul pe care și-a prea slăvit Dumnezeu în viața ta. Sfintele meu, roagă-te pentru noi. Sufletelor noastre, celor nestatornice, fi povățuitor trupurile apomenite și alină-ne tulburarea, dăruim pace inimilor noastre. Pe tine te chemăm, Sfinte, pe Efrem preasfințite, ajutor fi păcătoaselor noastre suflete. Noaptea și ziua pe tine te chemăm, Sfinte, pe Efrem, întâmpină și mântuiește pe robii tăi din necazul cel de acum. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește pe noi. Născătoare de Dumnezeu, nu trece cu vederea pe noi, ci ce joanii ne primejim. Și izbăvește tot păcatul și oricine putință amară. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu glasul tău cel înalt, pacea ta dă-ne nouă, iubitorule de oameni. Sfinte, și povățuiește despre limanul voii celui prea înalt ca să cântăm aliluia. Întărește-ne pe piatra credinței pentru care te-ai luptat fericite și prin sângele tău cel sfânt ai întărit Biserica lui Hristos și inimile noastre cele clătinate sfinte pe frâne. Nu trece cu vederea rugăciunile noastre sfinte pe frâne, cel ce ești al lui Dumnezeu preasfințit iujitor și prieten adevărat al lui Hristos. Ție-și cerem și pe tine te rugăm, nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre. Preasfântă născătoare, Dumnezeu, miluiește pe noi. Bucură-te de Dumnezeu născătoare, stăpână, ceea ce e bucuria tuturor, nădejde-ne rușina. Bucură-te, curată Marie, ajutorul celor ce te cheamă, bucură-te sufletelor noastre, Dumnezeasa în înviere. Rugăciunea mea voi lăsa către Domnul și nu voi spune necazurile mele, că s-au împlus pentru meu de răutăți și viața mea de ea s-a apropiat, ca eu n-am mă rog, Dumnezeu, stricăciune toate mă. Însă Tu, ca un doctor îndurător și milostiv, dă-ne vindecare nouă celor ce ne rugăm Ție. Îndrăzneală pe amare către Stăpânul fiind îmbogățit, preasfințite, cere pace lumii
și dăruiește sănătate robilor Tăi sfinte. Pe cei ce s-a cumpat, ridică-i ca să-ți cânte după datorie, ție, izbăvitorule. Ca Sfântele Sfântoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mântuiește toate bolile pe robii Tăi sfinte, prea sfântite, că și ești mărgătit cu multă îndrăzneală pentru aceasta, nu ne părăsi prea sfântite în primele zi. Caută cum eu sfere de Dumnezeu născătoare pe răbdată, spre cazul meu cel cumplit al trupului și vindecă durerea sufletului meu. Care de ocrotitorii celor ce te cheamă, Sfinte, pe împotriva cuvioșilor, nu trece cu vederea cerurile celorilor Tăi, ci ca o mândura vină cu ajutorul nostru celor ce zicem în vor crede. Pentru ca să strigăm cu râvnă Dumnezeu nostru, slavă ție! Înțelepciune! Să luăm aminte. Adică l-am ajutat pe Domnul și a căutat pe mine și a pus pe piață ferme și a îndreptat pașii mei, așteptând l-am ajutat pe Domnul și a căutat pe mine. Așteptând l-am ajutat pe Domnul și a căutat pe mine. Și pentru ca să ne îndredicim noi, ascultați Sfânta Evanghelie. E Domnul Dumnezeul nostru să rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului Tău! Din Sfânta Evanghelie, de la Matei citire. Mărie ție, Doamne, mărie ție! Să luăm aminte. În vremea aceea, chemându-i Iisus pe cei 12 ucenicei Săi, le-a dat lor puterea asupra duhurilor necurate ca să le scoată și să tămăduiască toată boala și toată neputința. Pe aceștia i-a trimis Iisus poruncindu-le acestea, prin calea păgânilor să nu mergeți și în cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți la oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând propovăduiți grăindu-le, s-a apropiat împărăția cerurilor. Pe cei bolnavi tămăduiți-mi, pe cei morți înviați-mi, pe cei leproși curățiți-mi, pe demoni scoateți afară, în dar ați primit, în dar să dați. Mărire ție, Doamne, mărire ție, la Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru vecea cuviosului, Doamne, să le plățește mulțumea greșelilor noastre și acum și vorbea și în vecii vecilor. Amin. Pentru vecea Sfântului Dumnezeu, mi-a să le plățește mulțumea greșelilor noastre. Miluiește-mă, Dumnezeu, domnia Ta și o mulțumeană Tare și trece fără de legea mea. Să nu mă depărtez pe mine cel rătăcit prin amândia balaușul înșelător, care de mult i-a spus să părtește lor. Necaz și mă grele m-am conjurat și apare tine altă scăpare și ortor și mândire, nu am eu nenorocitul. La tine scap, Doctorul cel mare, al sufletului meu, Sfinte, pe lauda cuvioșilor, nu mă părăsi pe mine. Nimeni, nici cei ce vine la tine, nu pleacă rușinat, trebuie vindecare. Pentru aceasta, cu credință cală și rugul Tău, miluiește-mă. Mă pocăiești și din adâncul inimii mele. Am greșit, miluiește-mă, Sfinta Mereze. Pe mine vezi cu rugul Tău rog și dă-mi vindecare trupului și sufletului și trupului. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndură. Înalță fruntea drept măritorilor creștini și trimite peste noi minele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile prea curate, stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoare și Purea Fecioare Maria, puterea cinstitei și de viață Părătoare Cruci, ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupeștilor putere, rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale celor între sfinți, părinților noștri, mari dascăle, dumni și erari,
Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Curdeaur, Nicolae, Arhiepiscopul Milonice și Nectare din Echina, Făcătorii de Minuni, cu ale Sfinților, Slăviților și Bunilor Primitori Mucenici, cu ale Cuvioșilor de Dumnezeu, Purtătorilor Părinților noștri, cu ale Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevii, cu ale Sfântului Mamei Mucenic Efrem, Făcătorul de Minuni, cu ale Sfinților, Dreptilor, Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana, cu ale Sfântului Ierarh Chiril al Ierusalimului și acelor împreună cu dânsul, la căror pomenire astăzi o să săvârșim, și cu ale tuturor Sfinților Tăi. Rogăm-ne Ție, Omule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși, care ne rugăm Ție, și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale cum i-a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și buruia și în vecii vecilor. Amin. Bine, aici cea nebinevea la minunare, cu cântarea primii, Domnarea cu căruia cărcată, cântând Dumnezeu, Părinte noștri, bine ești cuvântat. Sfinte, pacea lumii și pentru mântuirea noastră a păcătoșilor și întărește credința noastră ortodoxă, ca neîncetat să cântăm Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cei ce din cauza temeritelor păcate am ajuns ca niște vine jarnice și nu putem să privim spre Tine, Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem fericite, ne rugăm, ridică-ne pe noi din neputințele noastre ca să cântăm Dumnezeului nostru, slavă Ție! Nevrednicii Tăi robi, Sfinte Efrem, ne rugăm, nu trece cu vederea cererile noastre pe care le înălțăm noaptea și ziua către Tine. Auzi-ne așadar pe noi care cu frică și cu râdnă în umilință ne rugăm. Întărește credința noastră ortodoxă, pentru care Tu, Sfinte, Te-ai luptat până la sânge. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Doamne de Dumnezeu Născătoare, cu darul dăruită, bucuria lungă și dulceața tuturor Sfinților și a noastră către toți și până de iute, scăpare Ție cere! Preasfânta mea, cu totul nevinovată, din vreo cuviosul nostru Părinte spre Sfințite Mucenic, roagă-te pentru pacea lui și pentru unitatea Bisericii. Pe păcat, cu cele pe care le-au dus pe vântele, lăudați și preanunțați pentru tot de legii. Sfinte, roagă-te pentru noi. Pe modelul credinței, încântări și laude să-L mărim credincioșii, căci a stricat umeltirile celor fără de lege, pentru aceasta să cântăm bine și cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Pe Cel ce locuiește în corturile cerești împreună cu îngerii, în cântări și laude să-L mărim pe Efrem, viteazul ostaș și pătimitor al lui Hristos, pe Cel ce neîncetat se roagă să se mântuiască sufletele noastre. Veniți adunarea tuturor mucenicilor și a cuvioșilor, din preună cu Sfințitul Mucenic Efrem, Cugetătorul de Dumnezeu, ca cei ce stați lângă Sfânta Treime și neîncetat rugați-vă pentru pacea lumii și pentru întărirea Bisericii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe Tine, Împărăteasa Cerului, Te laudă neîncetat cetele Îngerilor și din preună cu adunarea cuvioșilor Te slăvesc. Cu aceștia preasfânta mea, Sfântul Dumnezeu și cu Sfințitul Mucenic Efrem, roagă-te să se întărească credința ortodoxă și să se mântuiască sufletele noastre.
Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei zăviți pe tine, scăpindu-te cu cetele cel fără de trup. Sfintele, aceasta, Sfinte Efrem de Dumnezeu, purtătorule de fericire, lăudăm și binecuvântăm pe Domnul Slavei, pe Cel ce-a slăvit pomenirea Ta, Părinte Efrem, căci Tu e slava mucenicilor și podoaba monahilor. Genunchii, Părinte, și cu lacrimi rugăm Ție noi, robii Tăi, Sfinte Efrem, ajută-ne! Primește mica noastră cântare și ne mântuiește. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește pe noi. Pe tine, cea ce ai născut pe Stăpânul și Domnul Slavei, te cântăm ca curată Stăpână, că fii Maica și lauda ortodoxilor. Cuvine se cu cu toată lumea, 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 cu
Pâinea noastră care toate se dărâmă astăzi și iată nouă greșelile noastre cum și ne tânguiește sau noștri. Și merge pe noi ispită cine-i întotdeauna și cer rău. Ca ta este împărăția și puterea și măria a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, care pricepem și răspuns. Această rugăciune, aduceți de ca mici stăpâne, păcătoși și vorbite, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că Tu Tine am rădăvit, nu te mânea pe noi foarte, nici pomenit fără de noastre. Și caută și acum cu omios niște îndovește pe noi de vrămașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucruri momentale suntem și noi Tău chemăm și acum și pururea și în vecii veci. Amin. Ușa milostivirii este un nou binecuvântată, Născătorul Dumnezeu, ca să nu fie nici ce ne lăbim în tine. Și să ne izbăvim și din tine, voi, că prin mântuirea neamului creștine, bucură-te ale putincioșilor, doctor, bucură-te toiac și zic celor din amare voi, neputințe și necazuri și zbucură, părinte, din primejdea Sfântului la tine scăpând, pe tine de rog, nu ne trece cu vederea până în sfârșit, pentru că Tu ne ești păzitor cu viața eternă. Mântuiește pe robii Tăi care ne dăjesc pentru Tine cu vioase tăi. Bucuria și acoperirea noastră, te rugăm, nu trece cu vederea, Părinte. Trece cu credință și râmnă scapă la milostivirea Ta. Izlovește de noi pe toți care arde la draca Ta și stărută noastră. Veniți să le închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să le închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta, stăruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de viață apropiată. Stocotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în morminte de care nu ți-ai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am cu răciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, atins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau doctorii vor învia și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurată m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticoloșiei mele, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule!
Aliluia, 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 slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Cu pace Domnului să le rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare a Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, pentru cinstita preoțime și întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântul cașul acesta, țara noastră, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzducului, pentru belșugar roatelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzducului, pentru belșugarea roatelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu-și aduc aminte de fără de legile și de greșelile noastre ale păcătoșilor și nevrednicilor robilor săi, ci cu milostivire să le curățească păcatele noastre și să-și întoarcă mânia care cu dreptate este pornită asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca nu curgia sa să le mustre pe noi, nici cu mânia sa să le pedepsească pe noi, ci să-și aducă aminte că trup suntem, duc ce este și nu se mai întoarce, și cu milostivire să ferească de moarte sufletele noastre, și în rumânie să-și aduc aminte de milă, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu intre la judecată cu robii săi, ci să caute spre fără de legile noastre și să le șteargă, și să fie milostiv și să ocrotească pe oamenii cei fără de nădejde, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-și aducă aminte de îndurările și de minele sale cele din viac, și păcatele tinereții și ale neștiinței și ale bătrâneții și ale ticăloșiei noastre, să nu le pomenească, ci să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă din locașul său cel sfânt glasul nostru și să tămăduiască durerile morții care ne-au cuprins și băraiele fără de legilor ce ne tulbură să le sece, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca de grab să ne scoată pe noi din lanțurile morții care ne-au cuprins și din durerile iadului care ne-au prins, să ne izbăvească pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să dea cu milostivire robilor săi vreme de pocăință și să nu ne dai înainte de vreme ca pe un smochin neroditor,
ci cu milostivie să sape împrejur și să pună spre creșterea noastră mila sa, așteptând cu iubire de oameni roata pocăinței și a întoarcerii noastre, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne ridice din porțile morții până nu pierim și cu milostivie să întoarcă de la noi sabia cea scoasă și arcul cel întins, care cu dreptate sunt îndreptate împotriva noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru că s-audă rugăciunea noastră și cererea noastră să o ia în seamă și lacrimile noastre să nu le treacă cu vederea, ci să ne ușureze spre a ne odihni mai înainte până nu pierim, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! E prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea, și Duhul Fecioară Maria, cu toți Sfinții Său pomenim. Ea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat ceea ce vine în numele Domnului. Mânia ta, Dumnezeule, adu-ți aminte de îndurările tale, că praf și țărâne suntem dulcese și nu se mai întoarce, și să nu ne pedeșești cu zia ta, ca să nu pierim de tot, și ferește sufletele noastre ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce e judecătoare caldă și zine biruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu de-a visuri strigă către tine născătoare de Dumnezeu stăpână. Vino de grad și ne izbăvește pe noi din nevoi, ca ce singură gradic folositoare. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este puruia. Ție unde am greșit și rău înaintea ta am făcut, ca să vin dreptățit într-o cuvintele tale și să biruiești când mi-ai judecatul. Că iată, fără de legi m-am sămislit și în păcate m-am născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albine. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă vorboasele cele smerite. Întoarce fața ta de la păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-ne. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu va de la mine. Dă-mi e bucuria mântuirii tale și o Duh stăpânitor mă întărește.
Învăța apoi pe cei fără de lege căile tale și cei credincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase-mă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele te deschide și gura mea va vesti lauda ta. Când ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat artele de tot lume de binevoluni. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul luminit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nou a obisit. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoire a ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vom pune pe altarul tău jertfă curată sufletele noastre. Doamne, nu cu mânia ta să ne mustri, nici cu urgia ta să ne cerți. Slava ta cea tot lucrătoare și de-o ființă și împreună pe scaun șezătoare și într-o putere întreg străluciri, Părintele cuprind și Fiule și Duhurile Sfinte, de cumplita boală izbăvește-ne pe noi robitării, ca să te slăvim cu multă mulțumire. Izviporul păcatelor m-a împins în adâncul neputinței și desele durerii ca furtuna mă îmbăluiesc pe mine păcătosul. Stăpânire într-o putere trăime sfântă, mișnocești, milostivește-te și ne mântuiește pe noi care pierim cumplit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de păcatul care ne ține, trăimele despărțită, izbăvește-ne pe noi robitori. Cu roba mirei tale, răvolând copaia cumplitelor durești, dă-ne sănătate la stelor, dă pe tine cu viață credință și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Prea curată care ai purtat în pântece pe răscumpărătorul și păcătorul la toate și Domnul, și ce-a purtat neputințe în oameni pe care roadă să-i izbăvească de cumplita boală pe care pe robii tăi, tu singur ajutoarea oamenilor. Doamne, nu cu mânia ta să ne mustri, nici cu urgia ta să ne cerți. Mințile cerești, cetele îngerești, scaunele și începătoriile, puterile și domniile, te roagă pe tine, Mântuitorule cel bun, izbăvește pe robii tăi de boala cea pierzătoare, ca să arăți adâncul cel mare al iubirii tale de oameni, stăpâne a tot puternice. Strobozește de boala cea lucrătoare de moarte și de cumplite dureri pe robii tăi, unule îndelung, Răbdătorule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Îngerii și Arhanghelii, ca Duhul slujitoare care stați în partea Dumnezeu pe acea rugată să înceteze boala, să risipească morima și de soarta cea ducătoare de moarte să ne izbăvească și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Izvor de vindecări bune care arăta pe tine Hristos Domnul, adâncul cel născut din tine, fecioară cu totul fără primană, pentru că ai izbăvești pe lui tăi, cel ce se neacă în viforul bolii. Izbăvește-ne, voi pe robii tăi, milostivă, că noi cu posărbire către tine alergăm către milostivul și domnitor și stăpân tuturor Dumnezeului cel slăvit în tăime. Miliește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru sănătatea, înțelepția
și mântuirea lui. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Am greșit și fără de lege am făcut și pentru aceasta mânia ta cea dreaptă ne-a ajuns pe noi, Doamne, Dumnezeul nostru, și umbra bolii ne-a împresurat pe noi și pe porțile iadului ne-a apropiat. Deci către tine, Dumnezeul nostru, în durerea noastră, cu minință ne rugăm, fie-ți milă de poporul tău. Doamne, Cel ce stăpânești moartea și viața, nu da morții pe robii tăi, ce oprește de la noi mânia și urgia ta, pentru că pierd ca fumul zilele noastre. Răniți suntem ca iarba sau scatăria noastră și pierim de tot pentru păcatele noastre. Fie-ți milă de robii tăi, pentru pocăință cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește. Adu-ți aminte, Doamne, că trup suntem, duh ce este și nu se mai întoarce, și cu milostivire oprește mustrarea ta, care cu dreptate este pornită asupra noastră, cu care, ca și cu o sabie, mai înainte de vreme ne dai pe noi. Slăbește boala, încedează rana, care de grad ne pierdem, că nu morții te vor lăuda pe tine, nici toți cei ce se povară în iad, și noi cei vii te lăudăm și cu durerea inimii ne rugăm. Mai mult decât toți am greșit și fără de lege am făcut, Stăpâne, și deși n-am agonisit încă pocăință, primește gândul nostru în locul ei. Și îndublecându-te spre milă, ca un prea puternic, slobozește pe voi, vii tăi, din boala cea cumplită și din durerile cele rele. Cu lacrimi suspinând de rugăm ție, de gradul auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Să nu-ți aduci aminte de fără de legile și de nedreptățile poporului tău și să nu intri la judecată cu robii tăi, ni să te întorci de la ei cu mânie, că te vei căuta la fără de legi, Doamne, cine va putea să stea în fața ta? Că brav și țărână suntem și starea noastră aici, ca nimic este înaintea ta. Ci ca un îndurat și de oameni iubitor, milostivește-te și nu ne pierde pe noi pentru mânia ta, pentru fără de legile noastre. Cel ce nu voiești moartea păcătoșilor, ci să se întoarcă și să fie vii, ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi, cei vrednici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu care stăpânești vii și morții și nu ne pierde cu mânia îngrozivitare. Cu strigare tare, într-o amărăciune a inimii, și cu lacrimi ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cu milostivire caută, Doamne, spre pătimirea poporului Tău și Te milostivește. Și poruncește Îngerului Celui ce și-a întins mâna sa ca să ne piardă pe noi pe toți, precum ai poruncit-o dinioară în zilele lui David, să înceteze și să-și oprească și acum mânia sa, ca să nu ne piardă de tot. Că și noi mărturisim pentru pocăință, ca David ne rugăm. Am greșit, fără de lege am făcut, și nu suntem vrednici nici de milostivirea ta. Dar Tu, ca un îndurat, fiind împlânzit de însăși milostivirea Ta, arată milele Tale cele de demult și ferește poporul Tău și oile turbei Tale. Rugăm-ne Ție, de grabă auzi-ne și ne miluiește.
Precum odinioară pe Fiul Văduvei l-ai înviat cu porunca ta cuvinte,
Te ești singur bun și milostiv, izbăvim pe robii tăi de cumplita boală, păi să vieze unul iubitor de oameni și acum ce curăia și în veci, veci la mine. În noaptea vieții ne ajung viforul tuturor necazurilor și ne acoperi întunericul neputinței și strălucește-ne rază de nădejde pe Fadă și ar lumea sănătății când de viață ne. Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți. De marea nemărginită a neputințelor suntem înconjurați și valurile nenorocirii molipsitoare le tulbură. Ocărmuitorule, Doamne, tinde acum mână de ajutor și scapă-ne de primejdii. Precunde de mult pe cel slăbănoc, când dumnezeiasca Ta voi l-ai ridicat din neputința bolii și din patul suferinței, izbăvește-ne de boala cea grea și dă-ne sănătate mult milostive. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cearca prorocilor, soborul apostolilor și tabăra mucenicilor, acum te roagă pe tine, unule mult milostiv pentru poporul tău bun, îndură-te de el, și acum și pururea și în veci, veci, amin. Maria, Histeria, cea curată a Fecioriei, curățește pe noi de bol și de cauză, pe putința ce ne ține acum, miluiește-ne, ca să te uni pe tine cu credință. Izbăvește din nevoie pe robii tăi, ca Sfântul Născutării Dumnezeu Fecioară, că noi posturnie pe tine alegăm, ca să în zine să faci și nouă folositoare. Durerile iadului ne-au înconjurat pe noi și umbra morții ne-a acoperit, și ca și ceara de foc se topesc zilele noastre, de fața mâniei Tale, Doamne, că ca un îndurat aduce aminte de milă și cruță pe poporul Tău, ca fiind vii cu pocăință și te laudă pe Tine, viitor de oameni. Spre cei ridici inimii mele către Tine cuvântule, miluiește-mă ca să vieție, miluiește-ne pe noi iubișiții, făcându-ne vase de cinste Ție cuvântule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântul Duh este pe cine toată mântuirea, de suflet acesta pe cineva cu venicie, de grab îl ridică din cele de pe pământ, îl încalifează, îl crește și sus îl așa să. Să nu mă aminte pace tuturor. Și Duhului Tău, Doamne, nu spunea Ta să vă cerți pe noi, nici rușinea Ta să ne cerești. Deci din care cu Dumnezeu toată mința de nu este pace, o să merea din picina păcatelor mele. Înțelepciune și de picina la trebuie asupra de apostol Pavel și tine. Să luăm aminte fraților, având Dumnezeu nostru ascultător de mărturii, să vedem orice povară și păcatul pe dreapul de soară și să arătăm cu sămință în lupta care ne stă înainte. Ochi a simțit asupra lui Iisus, începătorul și Fiitorul Credinței, care pentru bucuria pusă înaintei, a suferit crucea, n-a spus seama locarea ei, și a crezut de-a dreapta Domnului Dumnezeu. Doar în bine aminte, dar, la știința lăsat de la totător, a spus așa, cu atât de mare potrivire, ca să nu vă lăsați să știți, vă din sufletele voastre, lupta voastră cu păcatul nu va fi potrivit încă până ajunge. Ea fi dat în demnul care vă vește și-a mărtit. Fiul de la Bunii pe Sfinte Tare Domnului, minute ce curea dat când e mustat de El. Pentru tine îl cuvește Domnul în Tatăl și distruiește-te tot Fiul pe care îl primește. Răbdate între Tine, Dumnezeu se poartă cu voi, ca față de Sfânt. Căci Tare este Fiul pe care Tatăl Său nu prezentește, iar dacă sunteți fără încercare, de care toți au parte, atunci sunteți tineri nelegitimi și nu fii adevărat.
Pentru că noi toți suntem răspuns, căci rog,
greșiți suntem, de aceea de grav te milostivește și miluiește zidirea ta stăpână, ca rea acertare care suntem, în luptierii noi, comită, milostive. Cu mina și cu durările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul, și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu cu mânia ta să ne mustrim, nici cu urgia ta să ne cerți. Mă arde cuptorul durerilor celor fără de număr și neîncetat mă aprinde văpaia cea necruțătoare a focului bolii, ci cu roa minei tale, Mântuitorule, răcorește pe cel ce cântă, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri, proroci, apostoli, soborul mucenicilor, dumnezeiești învățători, cu rugăciunile voastre alinați durerile celor bolnavi și dăruiți sănătate celor ce cântă. Binecuvântat Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu cuvântul pe lază, pe lază l-ai înviat, acum, ridică-ne pe noi din grapa bolii tăi cumplite. Viază-ne, Doamne, ca să cântăm cântare de mulțumire, binecuvântat ești Dumnezeu Părinților noștri, și acum și pururea și în veci, în veci, amin. Milostivă fiind și Maică celui cu totul milostiv, îndură-te și izbăvește pe poporul tău, cheamă mila ta pe far și cântă, binecuvântat ești Dumnezeu Părinților noștri. Doamne, nu cu mânia ta să ne mustrim, nici cu urgia ta să ne cerți. Cu durere gemem în patul suferinței noastre și din boala pierzătoare strigăm către tine, Iubitorule de oameni. Și înălțând acum ochii inimii, cerem sănătate. Cercetează-ne pe noi, Mântuitorule, și ne ridică să cântăm, popoare, preanălțați-le pentru toți vecii. Cel ce prin milostivie te-ai îmbrăcat în a noastră neputință și ai voit a te asemăna oamenilor, pentru rugăciunile preacuvioșilor tăi, mântuiește-ne pe noi, cei fără de nădejde, și ne ridică din groapa desnătăjduirii ca să cântăm. Tineri, binecuvântați-e, preoți, lăudați-e, popoare, preanălțați-e pentru toți vecii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Făcătorul Aspirii, dătătorul de vindecări, ca omul care ai inima îndurată și noi am de milostivire, îndelungă Dătăule, cu luarea minte, cercetează pe poporul tău de boala cea amulțitoare, viază ca să cânte, preot binecuvântați, popoare preanălțat pentru toți vecii, și acum și pururea și în vecii vecii, amin. Ajutătoarea cea tare și apărătoarea cea adevărată, nădejdea desnădăjduiților, cercetează prea nevinovată pe robii tăi care pătimesc un pic, ușurează de răutatea bolii celei amare, depărtează neputința și boala cea mărșitoare și mântuiți pe robii tăi pe cea noastră scăpare, Dumnezeu. Doamne, nu cu mânia ta să ne mustrim, nici cu urgia ta să ne cerți. Minuni fără de număr ai făcut, cel ce-și fără de moarte, arată mila ta să te robii tăi, Dumnezeule, ca un milostiv, și de boala ce ne-a cuprins acum pe noi, liberează-ne pentru rugăciunile celei ce te-a născut pe tine și a cetei purtătorilor tăi de biruință. Pentru rugăciunile îngerilor, arhanghelilor, prorocilor, apostolilor, mucenicilor, preacuvioșilor, ierarhilor și ale tuturor sfinților tăi, plângerea cea grozavă a rugilor tăi schimbă atotputernice în bucurie, vindecă durerea, ușurează boala,
și sănătate ne dăruiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doctorul Sufletelor și a Trupurilor, Doamne, cel bogat în milă, pe Tine te rog, vindecă-n multele mele fapte și mă îndovește de dureri și de cală ca un singur bun și binefăcător. Și mă întâlnește pe cei ce cu deată credință te slăvesc și acum și pururea și în veci și veci. Amin. Și la ce ai născut pentru Duratul și Milostivul, pe Făcătorul și Domnul Stăpână, arată acum pe mine obișnuite tale dureri și mă îndovește din cuvita boală, ce topește sufletul meu pe cală. Născătoare Dumnezeu, îndăruiește sănătate, care încetea să te mărești pe tine. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune a Vicenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robitori, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum că milostiv și ne izbăvește pe noi pe vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți suntem lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în veci și veci, amin. Ușa milostivă este un om binecuvântat în stătările de fecioară, ca să nu fie în cei ce îndrăjim cu Tine, ci să întâmpi prin nevoi, că Tu-i mântuirea neamului creștinesc. Iar și iară pe cântări mântuirea noastră, cu lacrimi de umilință și cu inimă împlângă, Domnului să rugăm. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, izvorul cel nesecat al îndurărilor, noi am în cel nepătruns al iubirii de oameni, adâncul cel nemăsurat al îndelungatei răbdări și al curătății, care aduci multe feluri de cer, de demonstrări asupra neamului omenesc spre folosul nostru, prin marea Ta iubire de oameni, pentru ca neînfrânarea și pornirea noastră spre păcat fiind stăpânită ca de un frâu de frica Ta cea dumnezeiască, să nu se pornească împotriva chipului cel dumnezeiesc, ni să batjocorească fie acea aleasă a sufletului nostru. Oprește-te, rugăm, această armă scuțită și neașteptată a bolii adusă asupra firii noastre, ca să nu ne împuținesc mai mult decât toate neamurile, ni să ne dai spre batjocură vrășmașilor celor care lucrează cu mintea și a celor care lucrează cu simțurile. S-au pustit cetățile, s-au stricat târgurile, praznicele cele sfinte și slujbele și frumusețea cântărilor dumnezeiești în bună parte au tăcut. Case frumoase și mari, după cum zice Scriptura, au pierit și nu este cine să locuiască în ele. Frică și cutremur a venit peste noi și negura întunecată aceste mori înfricoșătoare, ne-a acoperit pe toți. Nu apucăm, stăpâne, rudele să jelim pe cei răposați, după cum este obiceiul. Noi, cei vii și văzuți, nu mai socotim că suntem vii de frica acestei bătăi înfricoșătoare. Nu mai este încredere nici în noi înșine, bănuind pe fiecare dintre noi care în sine semnă și rana bolii. Și mai înainte de moarte, cumplit de frica morții, murim. Aceasta este plata răutății noastre. Acesta este sfârșitul cel cuverit faptelor noastre viclene și încurate. Acestea sunt isprăvile cele rele ale desfrânării, ale nedreptății și ale călcării noastre de jurământ. Acest șarpe cu trei capete, înfingând în noi dinții Săi cei veninoși, ne-a adus această strigăciune și această moarte, după cum zice Scriptura. Pentru aceasta vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultători, pentru care nu putem nici ochii minții să ridicăm, nici să ne rugăm curat ca să dobândim la Ta.
fiecare dintre noi fiind apăsat de greutatea cugetului ca de niște obezi de fier, dar nu ne părăsi pe noi cu totul și pentru numele Tău cel Sfânt nu strica așezământul Tău, ca să nu fim lipsiți de vremea pocăinței și a întoarcerii noastre a păcătoșilor. Știm că și această boală de moarte, cu iubire de oameni a dus-o, pentru că de multe ori fărăvim pocăința și de multe ori mințim, ne-am osândit spre tăiere ca și smochinul de auditor. Dar mai ai încă răbdare ca un tător iubitor de oameni, care nu vrește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Cel care e poruncit ca de 70 de ori, câte 7 se iertă în păcatele fraților, care poți din pietre tari și neuditoare să ridici fiului Avramului, pentru că numai ție sunt toate cu putință, toate cele ce sunt la oameni cu neputință. Stăpâne iubitorule de oameni, ca și prin noi, în neam și neam să se slăvească prea spre numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne. Am greșit, fără de lege am făcut. N-am făcut dreptate înaintea Ta, prea bunule Stăpâne. Am călcat poruncile Tale, cele mântuitoare și păgăduințele noastre, cele sfințite, pe care le-am făcut la Sfântul Botez, înaintea Marei Tău jertfelnic și înaintea Îngerilor și a oamenilor. Ne-am lepădat de înfricoșătorul sânge al legii prin care ne-am sfințit, socotindu-l lucru de nimic și înjosind farul Duhului și nevăzând în seamă cum fierea cea înfricoșătoare și mai presus de fire. Toată Scriptura și legea cea dumnezeiască și învățătura cea însuflată de Dumnezeu au fost socotite de noi ca un sunet deșert, și vorbe lipsite de fapte. Noi păcătoșii purtăm numai cu numele și în vorbe cinstită Evanghelie și adevăratul creștinism. Mâinile noastre s-au nevoit spre toată răpia și răcomia. Picioarele au fost grapnice și îndrăznețe spre toate nedreptate și răutatea. Gata merge și-a călcat partea fraților și-a mâncat pe săraci. Am făcut gura, organul sfintelor rugăciuni și al cuvintelor, organ de toată rușinea și vorba nebunească, de călcare de jurământ și de crevetire. Ochii noștri și toate simțirile noastre peste măsură le-am umplut de desfrânare și de toată necurăția. Mintea care împărățește în noi, adică sămânța cea dumnezeiască, am înjosit-o. Și mădularele Tale Hristoase le-am făcut mădulare ale desfrânării. Și în loc de biserici ale lui Dumnezeu, ne-am făcut locașul de stricăciune și de necurăție. Pentru aceasta, prea bunule Stăpâne, noi păcătoși spre mânie am întors marea Ta iubire de oameni. Mulțimea afacerilor Tale de bine nebunește, am înlocuit-o cu pedeapsă. Căci de vreme ce nici prin cele bune ale noastre și nici prin bolile celor de aproape nu ne-am făcut mai buni, cu dreptate am pornit singuri asupra noastră această cercare dreaptă, dar nu cu iuțimea Ta să ne mustri pe noi, nici cu mânia Ta să ne pedepsești pe noi, Doamne. Ție unii am greșit, dar Ție unii ne și închinăm și cu inimă umilită aducem Ție mărturisire ca o jertfă curată. Lasă, iartă iubitorule de oameni, Stăpâne, oprește mustrarea cea cu dreptate adusă asupra noastră, să biruiască adâncul îndurerilor Tale mulțimea cea vicleană a păcatelor noastre. Noi anul bunătății Tale, cele nemărginite, să acopere marea cea amară a răutății noastre. Avem pilde mari ale iubirii Tale de oameni,
pe tâlhari, pe desfrânate, pe vameși și pe Fiul cel desfrânat care ne-a întrecut pe noi, păcătoșii, și în împărăția ta, în împărăția cerurilor, înainte au ajuns. Cu aceea primește-ne și pe noi care ne mărturisim și credem înaintea ta, Stăpâne, deși suntem departe de întoarcerea și de curăția și de curata pocăința acelora. Dar înaintea ta, înaintea bunătății tale cele nemăsurate, să împlinească lipsa și mai bine să facă chiar totul de vreme ce de toate suntem lipsiți cu totul. Îndurare și milostivire, care te îmblânzește pe tine, ai crucea și moartea cea de bunăvoie pe care ai răbdat-o pentru noi, nemulțumitorii. Luptele apostolilor, sudorile cuvioșilor, sângele mucenicilor și mai înainte de toate ai nădejdea și mântuirea cea de oște a tuturor. Pe Născătoarea de Dumnezeu, care ne-ai crescut de fire, te-a născut, ale cărui rugăciuni în iubire de oameni, primindu-le, din nevoia aceasta de acum și de chinul cel veșnic ce va să fie, izbăvește pe noi cu harul și iubirea de oameni, ale celui ce, fără de început al tău, Părinte, cu care întrunești binecuvântată, cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în mâină și cu purtarea ta de grijă cea înțeleaptă vorbuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală mărisitoare, noua epidemie, precum ai încetat pedepsirea poporului tău în vremea regiului David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i gravnic din patul durerii, ca să te slăvească pe tine, Mântuitorul cel milostiv. Iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfernicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să preferim viața și sănătatea ca daruri ale tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea ta, de nădejde în ajutorul tău și de dragoste față de tine și față de aproapele. Al tău este a ne mili și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O preacurată Maica Domnului, ascultă suspinurile noastre îndurerate în fața infamii tale făcătoare de minuni, de la muntele Athos, Pantanasa. Caută la fiii tăi cei ce îndură suferințe fără drag și cap înaintea ipoalitate. Precum pasărea și acoperă cu aripile cuii săi, așa și tu pe noi acoperă-ne cu mult vindecătorul tău, Mocor. Acolo de suferințele întreg puterile noastre, vino și ne dă răbdare și alinare. Acolo unde disperarea se plișează în suflete, luminează-le cu dumnezeiască lumina. Pe cei slabi la suflete mângâie, pe neputincioși îi întărește, încălzește inimile împietrite și le moare cu lumina ta. Vindecă pe robii tăi cei bolnavi, atot milostivă împărăteasă. Binecuvintează mintea și mâinile celor ce se îngrijesc de bolnavi, ca să slujească de tunel terminatul puternicului Doctor, Hristos Mântuitorul nostru. Și cum ai fi aici cu noi, ne rugăm ție în fața icoanei tale, Stăpână. Tinde-ți mâinile tale pline de doctorie și de vindecare, bucuria celor necăjiți, mângâierea celor întristați, vindecare.
vindecarea celor bolnavi, vindecă-ne, ca primind de la tine gratnică tămăduire, să proslăvim treimea cea de oprință și nedespărțită, pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt. În veșii vecii lor. Amin. Înțelepciute. Bine cuvintează. Hristos, adevărat, în lumea noastră, pentru rugăciunile te-a curat un om și sfată. Puterea cinstitește viață făcătoare cruci. Rugăciunile Sfinților Marilor Ucenici, Gheorghe Purtătorul de Biluință, Șefem cel nou Făcătorul de Minuni, Ocătitorii Sfântului, locașurile acestuia și ai sufletelor noastre, care Sfântului era Chiril al Ierusalimului și a celor împrorocul dânsul, la căror pomenire astăzi o săvârșim, care Sfinților, Drepților, Dumnezeieștilor, Părinților, Fim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Domnul Dumnezeu prea milostivul să vă miluiască. Amin. Domnul Iisus Hristos să vă împlinească toate cerurile cele bune. Amin. Domnul cel întru toate puternic să vă izbăvească de tot necazul și de toată boala. Amin. Domnul să vă învețe. Amin. Domnul să vă înțelepțească. Amin. Domnul să vă ajute. Amin. Domnul să vă mântuiască. Amin. Domnul să vă apere. Amin. Domnul să vă păzească. Amin. Domnul să vă curețe. Amin. Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească. Amin. Domnul să vă fie sprijinitor sufletului și trupului. Amin. Domnul Dumnezeu să vă dea iertare de păcate. Amin. Domnul Iisus Hristos, la ziua judecății, să vă miluiască, amin. Să vă binecuvinteze în toate zilele vieții și un colțișor de hai să vă dăruiască. Amin. Maica Domnului să vă ocrotească. Amin. Sfinții Îngeri să vă păzească. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mâine programul de rugăciune cel obișnuit. Oricum va fi și slujba și mie după noastră, n-am văzut pentru că Părintele Cătălina probabil la rând, nu știu. Dacă nu facem asta, facem oricum aceeași lucru la care noastră, care și facem asta, cu această rânduială de 50 de oameni, că n-am de ce face. Și cu îndemnul la rugăciune, în primul rând, la vă pregătitul vă obicește, să nu vă faceți provizii numai de mâncare, să vă faceți provizii de rugăciune, în primul rând, să aveți aceasta mare acasă pe care puteți să o luați dat din capul de post în toate zilele postului și, sigur, ne lăsând la o parte și nici igiena și grija față de trup pe care trebuie să le avem. V-a citit azi dimineață Florin din Palemie, și Valerie spune acolo că omul trebuie să folosească înțelepciunea și prevederea, da? Și trebuie să fim și prevăzător, nu trebuie să ne aruncăm cu capul înainte, pentru că nu e cazul. De-aia ne-a dat Dumnezeu minte să ne gândim și să ne așezăm în așa fel încât să fie bine și pentru suflet și pentru trup. Dumnezeu să primească rugăciunea noastră, să ne binecuvinteze, să ne ajutăm pe nimeni cu bărbicești, spovedesc. Stăpâna primește rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește de noi și cu toată nevoia și pe cazul. Vedea mea este ca astăzi, că părea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul.